2, 1. Kids, I don't know, and nothing can excuse. To all of you, my peers, and all of our peers, please don't come and rest. Don't let your hope be lost. Doamne, nu știu, doamne, 400 de ori, 10 de maratoniști am avut astăzi la startul maratonului. Și o sută de și o de stafete. Știți cu toții pe cei la individuală și văd cum se o parte de stafetă. Pentru jur de 700 de ani să stau și la maraton pe sărbile în ușul. Lumea a pornit, nu mai este ca pe traseu, dar noi rămânem aici. Cu tine, puternic, concurenților de la maraton. Thank you.
Nu am putut să-i urmărim ca în fiecare. Însă marea a fost
cel mai rapid nu am reușit să stăm de vorba pentru că dădeam startul la cei 500 de alergători de la Maraton, însă am arătat de mine unii concurenții de la Crossul în Spanul și Ignații Raia, care ne spune cum s-a simțit cea ta seară. În ziua urmă, am venit cu de cross, a fost îndrătămat, a cercăm la un dublu titlu. Cum te dorești? Campania Zăiană! Știi cum a fost? Mare, cum a fost? Iată concurenții a puțin publici în altă la plăsare de traseu, alergători cruzeci și care fermele a fost pentru transformare la plasiete. Noi ne pregătim întâmpinarea primii voci maratoniști la completarea turului de 10 km. Faptul cu numere sunte completat din cartea concurenților de maraton. Sunt sigur că cei mai rapizi dintre ei vor să fie peste câteva minute și îi vom primi cu aplauze la sfere cu completarea lungirii totale a maratonului. Unde ținut asta? Și campania cui? Adică mă întrebați în sub? Da. Și în ce constă campania asta? Adică și oamenii mai găsesc o studie mare, o bără mare de face, că ne spune cum s-a fost vera mea mea să o postule. Extraordinar. Asta a fost și motivul pentru care s-a organizat maratonul fanilor ca să avem spectacol și pe traseu. Mulțumesc pentru vizionare. Mulțumesc frumos și multă doamnă de dorință să mai vin ca mai vreme la maratonul internațional de la Cluj-Napoca. Sunt de acord cu alergătorii, vedem seama că avem alergători, avem fanul spectatori și pe traseu. Acesta a fost și inițiativa organizatorilor, de la care se poate trebui să le pas. Astăzi, de la Cluj-Napoca. Anul acesta sau în fărbostă contra noi sfârcuțe de la Cluj. Organizatorul principal spunea că ar fi mare păcat ca unele străzi cercare să nu facă parte din circuitul grosului sau organizatorului, de aceea s-a modificat un pic traseul de concurs față de anul trecut, de aceea nu prea vom vorbi despre recordurile traseului, pentru că de fiecare an s-a modificat un pic traseul de la Cluj-Napoca. Cert este însă că în 2 ore și 29 de minute a reușit cel mai rapid alergător de până acum un etiopian în 2011 la prima ediție să completeze traseul maratonului. El a fost cel mai timpul timp până acum se întâmpla în 2011.
Susținem în continuare alergătorii și nu uităm!
câștigat maratonul de anul trecut care s-a desfășurat la București. A fost cel mai bun român din concurs, reușind să câștige campionatul național. Cu un timp de 2 ore 35 de minute 37 de secunde, Mineral a câștigat campionatul național anul trecut în fața lui Ștefan Lugulescu și al lui Gheorghe Șurlea. Acum 2 ani, Sorin Mineran a fost al doilea la săi maratonul Crujan, deci a mai urcat pe podium aici. Iar cel mai bun timp al său, personal bestul, datează din 2014, o oră, 6 minute și 28 de secunde în timpul înregistrat la Oradea. Are dreptul Sorin Mineran, de altfel a intrat și în cartea recordurilor în 2009, atunci când a alergat cu ștafeta 3100 de kilometri în doar 14 zile. Asta înseamnă o medie de aproximativ 30 de kilometri pe zi, asta timp de 2 săptămâni. Sorin Mineran este alături de noi, alargă la semi-maratonul de la Cluj, Napoca. Începem cu bucureștenii.
Thank you.
Cosina Rino Maratonic. Avem în fronte un serian, Eric Limeto, vice-campion de anul trecut la semi-maraton, și ungurul Rodos Tomas, care este pe locul al doilea. După primele trei ture și care este în apropierea kenianului, eu sunt sigur că vom avea un concurent care ne va furniza o surpriză, oricare ar fi, al asista la o victorie în premieră, pentru că nici Henry Kemboi și nici Rodos Tomas n-au câștigat până acum competiția de la Cluj. Trebuie să aflăm care sunt
6 minute la partita di Cusano. Di Maela Potezana, Alessia, chance di restare da Pescegana. C'è la continua Lega Maraton, 2 ore, 25 minuti e 3. Continuata con 37 anni, che sono arti che mi lascia che basta, che mi lascia che basta. Adesso la fine della fine. Adesso il numero 3 di Lega Maraton, la Fiorini, che vuol dire che questa è il suo nome. Thank you.
sezoane, dar este vorba despre un mare sportiv, fost câștigător al maratonului de la Budapesta în 2014. Toate care erau la conducerea cursei vor sosi alături de noi. Este clar că nu va fi un record al traseului. Trebuie să știu că traseul s-a mai modificat. Partea mea a făcut cel start in over 2:47 minutes ago. It will be Croatia or Romania which will make the race this time. Good chance to be in the Romanian Ivana Hunezan, who has already participated in the Olympics in 2004. Iată și niște colegi care vin mână-mână. După să le pretorce ultimii sute de metri. Lasă cum poate 10 km. Bravo! Aici se termină acest capitol. Cine știe, poate fiecare va avea mai multe și va veni la proba semi-maraton sau maraton anul ce urmează. Thank you.
Rebele, vedem o fan, ales fantastic, a participat la Jocurile Olimpice.
Ah, la, 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 la,
Thank you.
La maratón,
Thank you.
Köszönöm, hogy jöjjenek közelebb a kopogóhoz.